Exemplu aia verde care stă prima de sus, a doua. Asta? Nu, mă, care? Nu, ăla e tunguruș. Asta? Ăla e pioneză. Aia, da. Asta ce faci? Dacă ai avea-o doar pe aia, ce faci cu ea? Asta pentru eliminarea spiritelor rele. Văd aici că nici nu le știu pe toate. Îți dai seama, mi-am făcut bilețele. Tot pentru bariere, pentru tot felul de rele, să-ți meargă bine. Dacă mergi pe un drum și aia se ridică bariera și te calcă și trebuie. Da. Se ridică bariera, dar te calcă trenul. Uite, încă o piatră. Uite, am o piatră pentru bariere, nu stau la niciun tren. Încă o piatră care îmi place mie, piatra lunii. O ador. Cu asta se zice că poți să și dormi cu ea sub pat. Ce vorbești? Pentru... De dormi așa mare. Îi lovești în genunchi pe amărâtul ăla pe care l-ai pitit. Pentru puritate, pentru fertilitate, pentru dragoste. Sub pat? Da, așa am înțeles. Se dorme, le pui într-un bol transparent. Într-un bol al perle, piatra lunii, este superbă. Piatra pons are vreo proprietate? Da. Da, piatra filozofală. Curăță călcâiele. Te și văd în pijama, dănuțe, pe tine, cu un bol de sticlă, cu pietrele astea, sub masă, cu papuce. O cușmă, da? O cușmă, da? Și cu mânare așa pe farfurie. Pietrele astea, ca să-ți dai seama dacă sunt adevărate, sunt mai reci decât celelalte. Dacă, astea? Da, poți, adică să nu te fraierească, să nu te fraierească decât cele din plastic. Sunt tot felul de bijuterii, îmbrățări, coliere. Nu o băga în gură, sunt de plastic și sunt calde față de astea, știi? Astea sunt și grele și reci. Mă rog. Asta e bună și ca dildo, mă, că ți-o leagă la gură. Da, tata, din Pulp Fiction. Dar și eu am o piatră norocasă. Marcelus. Da, am înțeles. Dacă zici că ai pus și tu mâna pe ea, uite, eu am pus și gura pe ea. Adică așa. Deja e spurcată piatra. Sferele de obicei se poartă în casă. Le pui în casă, cum ai zis tu, iar când vii musafir la tine, să nu-i lași să le atingă. Și că e tentația, ca vai, și nevasta, să nu. Vai, da, nu. Da, ia ce frumoasă e și pune mâna. Nu, nu-i lăsa. Nu-i las, gata, le dau peste mână. Da. Le dau cu ciocanul. Sunt multe de zis despre pietre și ele trebuie tratate cu seriozitate. Foarte multe povești, da, au energie. Piatra veseliei nu există? Adică ba da, ele sunt toate pietrele veseliei. De ce tu le transform cu seriozitate când pot să râd? Piatra craiului. Piatra veseliei e o cărămidă cam atât. Fiecare are câte o proprietate. Na. Sunt superbe. Da, aici da. Sunt de acord. N-avem timp să vorbim dacă probabil altă dată o să aduceți un specialist să ne învețe și să mă învețe și pe mine mai multe lucruri. Eu am acasă, dar nu prea știu multe despre bine, ele. Uite, promitem că o să căutăm un specialist în pietre. Miron Cosma, dar da. El era doar în huilă, specialist și în bâte pe spinare și îl chemăm. Cu ceafărul.